pot pe ăla de la lector, îmi pot ca.
Golden 7, Modi Roland Ferenc. Please.
down and back double biceps, please. Thank you.
Iar spre final, un număr de concurs 116 în Kazakh Balet, la fel și el este campion mondial. Lupta este între cei doi. Stand up for the champions, for the champions, stand up.
Czarszyński. Thank you.
dei timpani di Nicoletta, campione mondiale. Thank you.
Argentina. Benedict Nicoletta. Dopo l'andesa,
6 centimetri in fața dumneavoastră. We'll be right back.
del duo Kohari Richard, campeón en Helvetia. 103 Major Zoll, dublo campeón. 111 Fekete Bolas. 122-24 Kovács György. 147 Dogaru Florin.
Olvari Attilo, campione assoluto della Superbody. Ayari Mahad, campion mondial, la fel. 127, Uzar Erno, campion mondial. 134, Dudas Antol.
Beckett, Bolasz. It's just like that, how it is, 'cause we have our strength and weaknesses. Oh, I have a vision, okay, just no Kulčić, no Garu, Florin. Oh, I have a vision.
high chest, please. Și domnilor, sunt epuizați, trebuie să mai lăsăm câteva secunde să se revină. Ok? Back double biceps, please. You won the gold at your category, you won the open. How was the competition? میگه در خصوص این مسابقه که اول شد و اینا چه احساسی داری؟ چی بودش؟ با سلام خدمت شما. من خیلی تشکر میکنم از شما که این ورزش پرورشنده تو این کشور خودتون دارید پیشرفت میدید. تشکر میکنم که منم مهمان شما بودم از آقای بیاد و آقای حمزه هوشمند که افتخار دادم من باهاشون بیام. خیلی هم ممنون، متشکرم. He said thank you very much for the organizer and very good the championship and he's two time in the bring the overall and thank you very much for the his coaching and his teacher. Is your first time in Romania? برای اولت می رومانیا؟ دومین بارمه. Second time. And what do you think about the Grand Prix competition in general? نظر چیه برای این Grand Prix؟ خیلی عالیه. سال گذشتم که سال 2012 بود خیلی خوب برگزار شد. من تشکر میکنم از مدیر شرکت پرونوتریشن و امسالم که خیلی خوب برگزار شد. ممنون و متشکرم. It's a very, very good and very good organizer and everything. And thank you very much for the president of the pre-nutrition. How much time you spend to train for a competition? چند سال مسابقه میدی؟ من 10 سالی که مسابقه میدم و با قهرمانه پیشکسوت مثل آقای بیاد و آقای حمزه هوشمند و کسایی که اینجا نمیتونم اسمشون رو یک تک به تک بگم چون زیادن. ممنون و متشکرم.
He said around 10 years is the champion in the world, and 10 years is come to championship, and thank you very much for the everybody in bodybuilding in Romania and everything. What's next for you in the future? بسه آینده چه پیش می میکنی؟ برای آیندم اگر آقای فیاد و آقای هوشمند بازم میگم اینا پیشکسوت و قهرمان های نامی ایرانن. خیلی هستن. من از اینا ممنونم که اینا بتونن یه راهی پیدا کنن برای حرفه‌ای شدنم. He said like the go to pro. Yes, and about the programmer men, Mr. Bayat and Mr. Hamza Ushman, this programmer go to pro, inshallah. Thank you very much. Nugenia, s-a încheiat Grand Prix Pro Nutrition 2013. Cum a fost această ediție? Cred că ceea ce ați vizionat vorbește de la sine. Cred că cuvintele nu își mai au rostul, pentru că, din punctul meu de vedere, dacă tot m-ați întrebat, este ceea ce ne-am și așteptat. De fapt, cred că am discutat înainte de concurs la ce ne așteptăm. După cum ați văzut, s-a adeverit. Ne bucurăm că am reușit să oferim un spectacol atât de genilor și nu numai. Sportivilor care au venit, ați văzut, din foarte multe locuri și care s-au simțit bine la noi. Cred că putem înscrie Dejul, cel puțin din punctul acesta de vedere, pe locul 1 în ce înseamnă organizarea concurselor de culturism. Sportivii cum vi s-au părut? Extraordinar. Deci, nivel, după cum ați auzit, campion mondial, Mister Univers, multipli campion național, deci spuma culturismului național și mondial, după cum a spus, două zile la rând. A declarat în cadrul emisiunii Revista Prese Someșene că a doua zi după ce se încheie un concurs deja vă gândiți la o nouă ediție. Deja o faceți? Da, chiar încă înainte de a se încheia, chiar ne gândeam, probabil vom include noi categorii și aici ceea ce vrem să includem este fitness-ul. Încercăm să abordăm și alte sporturi, cum ar fi fitness-ul, pentru că, de exemplu, anul trecut am început categoria de fitness, așa au fost prezente 13 fete, anul acesta aproape că le-am dublat, 22 de fete au fost. Deci există o deschidere extraordinară pentru acest sport, Miss Bikini în cadrul acesta, dar, cum spuneam, vreau să completăm și cu alte sporturi, cum spuneam, fitness-ul, body fit-ul. Deci va fi o mișcare mult mai completă pe care vrem să o organizăm aici la Dej. Doar așa, la cât sportiv să ne așteptăm? Este greu de spus, dar vă pot asigura un singur lucru. Vom face tot ce este posibil să fie peste ce a fost. Am demonstrat-o, deci din 2009, când am început prima ediție, făcând o comparație cu ce s-a întâmplat anul acesta, cred că am evoluat în continuu. Ceea ce cred că e mai mult decât să ne îmbucure pe toată lumea. Aveți un mesaj pentru dejenii care au venit la sala sporturilor, care au fost alături de dumneavoastră? Da, într-adevăr, trebuie să mulțumesc tuturor celor care au fost prezenți. Cred că în felul acesta am deschis poarta pentru celelalte ediții, unde o să-i așteptăm într-un număr mult mai mare. Dorim ca această mișcare să fie o mișcare de masă, în care lumea să se simtă bine, unde să vedem ceva inedit. Avem acest, cum să spun, această bucurie să putem face acest lucru pentru dejeni.